Aproximativ 4.000 de membri ai PSD vor lua mâine drumul capitalei pentru congresul extraordinar al partidului. Printre ei și cei 158 de delegați de la Olt, stabiliți în conferința județeană de săptămâna trecută, care vor vota o nouă conducere. Singura funcție care nu a fost pusă la bătaie este cea de președinte național. Biroul permanent județean Olt, întrunit ieri, a validat candidatura lui Paul Stănescu pentru funcția de vicepreședinte pe regiunea Sud-Vest Oltenia. Deși am considerat că nu era necesar un congres în acest moment, iată că conducerea partidului a stabilit ca acesta să fie momentul în care cei care nu au corespuns și cei care nu au vrut să meargă și să susțină acest program de guvernare să nu mai facă parte din conducerea partidului. Vom avea alegeri, înțeleg că astăzi în cadrul Comitetului Executiv s-au și validat toate candidaturile, deci toată lumea poate participa la vot, toată lumea care a avut intenția de a candida și a și depus candidatura și a fost validată. Mâine, în cadrul partidului, în cadrul unui congres democratic, vom vedea cei care vor rămâne în conducerea partidului. Președintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, speră ca miniștrii din guvernul Dăncilă să își facă treaba după unele experimente nereușite din celelalte executive care au impietat aplicarea programului de guvernare și au afectat activitatea administrativă din teritoriu. Bineînțeles, de-a lungul timpului nu ei au fost cei care au mers în fața cetățenilor și le-au solicitat votul. Noi cunoaștem cel mai bine situația, noi știm ce am promis la oameni și, bineînțeles, fiind un guvern politic, așteptăm din partea ministrilor să răspundă la așteptările autorităților locale în litera și spiritul legii, astfel încât să facem ceea ce am promis prin programul de guvernare, dar și prin programele de guvernare locale pe care noi ni le asumăm. Până în acest moment de guvernul Dăncilă n-aș putea să fac o evaluare pentru că a trecut foarte puțin timp și nu ne-am lovit de anumite refuzuri sau de anumite neimplicări ale miniștrilor. Dar așa cum am făcut-o și până acum, în momentul în care vom fi nemulțumiți de activitatea anumitor miniștri, bineînțeles că vom aduce la cunoștință conducerii partidului acest lucru și așteptăm să se ia măsuri cu acești miniștri. De-a lungul timpului au fost miniștri care nu s-au implicat în rezolvarea problemelor cetățenilor din județul Olt și de fiecare dată am adus la cunoștință acest lucru. E adevărat, n-am făcut-o la televizor așa cum încearcă unii să o facă, pentru că sunt discuții interne de partid, sunt nemulțumiri care trebuie să le discutăm în cadrul partidului, nu în exterior. Cred că ceea ce trebuie să vadă în exterior, indiferent de discuțiile în cadrul partidului, această unitate în jurul programului de guvernare cu care cetățenii ne-au investit să îl ducem la bun sfârșit. Pentru funcția numărul 2 din PSD, cea de președinte executiv, premierul Viorica Dăncilă are contracandidați pe Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu.